cum dorește un cer bizoarele de apă, așa eu te doresc. Să te laud eu doresc. Tu ești cuși tăria mea și ție-ți dau toată inima. Tu ești singura mea dorință să te laud eu doresc. Amin. Lăudați să fie Domnul. Iubiți frați și surori, ne-am adunat din nou înaintea Domnului pentru că dorim încă o dată ca să avem parte de prezența Lui. Doresc din toată inima ca Duhul lui Dumnezeu în seara aceasta să lucreze. Să lucreze în așa măsură încât să putem merge acasă plin de bucurie și să spunem un adevăr, ne-am întâlnit cu Domnul. Aș vrea în această privință să vă ridicați în picioare. Știm că orice lucru bun și desăvârșit vine din mâna Lui. Și am dorit să începem lucrarea din această seară, sper să nu fie un program, ci o slujbă duhovnicească. Aș dori să începem cu ajutorul lui Dumnezeu. Pentru aceasta mă voi ruga. Și aș dori ca în cugetele dumneavoastră să mă întăriți în rugăciunea aceasta. Tată Sfânt din ceruri,
câteva cuvinte din cartea Plângerile lui Ieremia, în capitolul 3, cuvinte foarte bine înțelese, foarte bine cunoscute de noi toți. Spunea omul lui Dumnezeu în capitolul 3, începând cu versetul 21, iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce, ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care îl caută. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Amin. Frați și surori, așa cum stăm în picioare, aș dori să intrăm într-o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, prin care fiecare să-și aducă ceea ce are în inimă. Lăsați la picioare lui în seara aceasta orice îngrijorare, orice gând, orice dorință, pentru că El este singurul care poate să sature tot ce are viață. Așa cum stăm, ne rugăm. Amin. Păstorul și pe brațele m-a pus din adâncul de
zăceam eu la lumină m-a dus. Aleluia, aleluia, sună azi cântarea mea. Fie Domnului mărire, că mi-a dat iertarea-n dar. Doamne, Tu mi-ai dat iubire și m-ai pus pe calea Ta. Simt cum mâna Ta mă poartă fericit spre țara mea. Aleluia, aleluia, sună azi cântarea mea. Fie Domnului mărire, că mi-a dat iertarea-n dar. M-a spălat în al Său sânge, o, cât sunt de fericit. Harul Său mă va susține credincios până la sfârșit. Aleluia, aleluia, sună azi cântarea mea. Fie Domnului mărire, că mi-a dat iertarea-n dar. Aleluia, aleluia, sună azi cântarea mea. Fie Domnului mărire, că mi-a dat iertarea-n dar. Binecuvântat să fie Domnul! Mulțumim Tatălui Ceresc care și în această dupămasă ne-a învrednicit să fim aici în casa Lui. Și-am dorit ca și în această dupămasă Dumnezeu să ne ajute să putem să ne apropiem vasul nostru tot mai mult de El. Ca vasul nostru să fie umplut. Ca vasul nostru să fie în această seară la dispoziția lui Dumnezeu. Și-am dorit ca Dumnezeu să toarne în această seară din harul Lui nemărginit, din puterea Lui și din dragostea Lui, ca să umple fiecare inimă de bucurie, de pace, de mângăiere, de ceea ce este nevoie pentru fiecare. Eu nu vă cunosc pe dumneavoastră de ce aveți nevoie, dar Dumnezeu cunoaște fiecare inimă în parte. Și El știe de ce avem noi nevoie. Iată ce mai gândesc, spunea Ieremia. Oare noi ce mai gândim? Oare cu ce gând am venit în această seară în locul acesta? Am venit cu gândul să slujim pe Dumnezeu. Cu acest gând, eu cred că am venit fiecare dintre noi și am dorit ca Dumnezeu să ne dea putere în această seară ca să ne deschidem toată inima spre El. Pentru că atunci când îți deschizi inima spre Dumnezeu, Dumnezeu își întinde mâna binecuvântată spre unul fiecare. Atunci când tu îți deschizi inima spre Dumnezeu, Dumnezeu satură după dorință fiecare inimă. Și atunci Dumnezeu toarnă în inima noastră bucuria mântuirii de care avem nevoie. Această bucurie am dorit să ne însuflețească și în această seară.
Această bucurie să ne-o dea Dumnezeu și să facă ca această bucurie să clocotească în inima noastră în fiecare zi, în fiecare clipă, inima noastră să bată pentru Hristos. Amin. Pentru că, frați și surori, noi am făcut un legământ cu Dumnezeul nostru și nu l-am făcut pentru o zi, nu l-am făcut pentru două, ci l-am făcut pentru tot restul vieții noastre. Și pe baza legământului pe care l-am făcut cu Dumnezeu, am dorit ca în această seară să ne apropiem mai mult de El. În această seară, sufletul nostru să înseteze după Dumnezeul cel viu. Pentru că atunci când sufletul tău înseptează după Dumnezeu, Dumnezeu îți cunoaște inima și dorința inimii tale și atunci El toarnă. Și am dorit ca în această seară Dumnezeu să toarne în inimile noastre acea sete care să ne astâmpere inima, să toarne în inimile noastre acea apă vie de care avem nevoie. Avem nevoie ca în această seară Dumnezeu să ne ajute să putem să ne rugăm în primul rând înaintea Lui. Pentru că vom avea rugăciuni de adus înaintea Lui Dumnezeu, vom avea cereri, se va predica cuvântul Lui Dumnezeu, se va face lucrarea Lui Dumnezeu în acest loc. Și am dorit ca Dumnezeu să ne călăuzească și să ne dea putere ca să putem în această seară să rămânem la dispoziția Lui. Este foarte ușor să stai pe bancă, dar este greu să vii aici, să stai înaintea poporului și să vorbești cuvintele lui Dumnezeu. De fiecare dată când vin aici, am o teamă sfântă în inima mea. Pentru că atunci când vii aici, nu poți să vorbești altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Așa spunea Petru în prima lui epistolă, în capitolul 4, cu versetul 11. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească cu puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava, cinstea și gloria în veci. Amin. Am dorit să mai facem rugăciune în această seară înaintea Domnului. Și dacă am venit cu gânduri bune, am dorit ca Dumnezeu să ne asculte. Pentru că asta era întrebarea, iată ce mai gândesc în inima mea și noi știm fiecare ce gândim în inimile noastre. Fiecare știm dorințele noastre, fiecare știm problemele noastre, fiecare știm nevoile noastre, dar am dorit ca Dumnezeu în această seară să asculte fiecare rugăciune. Și mai mult am dorit ca Dumnezeu să și răspundă. Pentru că atunci când rugăciunile sunt după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu și lucrează. Și știm că Dumnezeu a lucrat. De atâtea ori și atâția frați și surori au depus mărturie. Căci la predicarea cuvântului lui Dumnezeu au fost vindecați. Pentru că și cuvântul lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Și am dorit ca cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în inimile noastre. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu locuiește în tine, te călăuzește Duhul lui Dumnezeu. Și atunci când ești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, vorbești cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți să vorbești altceva, pentru că Duhul lui Dumnezeu nu te lasă să vorbești altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia! Slăvit să fie El! Fiindcă suntem și într-o perioadă în care avem rugăciune și stăruință, am dorit ca în această rugăciune să mergem în sensul acesta și ne rugăm. Și vrem să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să lucreze spre slava Lui. Vrem ca biserica lui Dumnezeu să fie plină de Duhul Sfânt. Vrem ca biserica lui Dumnezeu să fie plină de Duhul Sfânt. Amin.
Nu putem să spunem că suntem Biserica lui Hristos dacă nu avem Duhul lui Dumnezeu. Aleluia! Am dorit și îmi doresc lucrul acesta, ca să nu rămâne niciunul, nici unul dintre cei ce stăruiesc, ca să nu primească această bucurie, acest dar, să nu primească, să se trezească că după un timp de părtășie, după un timp de rugăciune, după un timp de stăruință, a venit degeaba. De aceea am dorit să ne apropiem de Dumnezeu mai mult. Dar am dorit să descărcăm tot ce avem în inimile noastre. Pentru că de Dumnezeu nu putem să ne apropiem oricum. Nu poți să te apropii de Dumnezeu și nu poți să stăruiești după un lucru care ți-l dorești, după Duhul Sfânt, dacă nu ești pus într-o voie a lui Dumnezeu. Am dorit ca Dumnezeu să ne pună în această stare, în această voie, ca să putem să îndrăznim la El. Noi, cu puterile noastre, suntem limitați, dar știm că El are putere ca să curățească tot ce mai este în inima noastră și am vrea ca El să desăvârșească ceea ce a început în noi. Vrem ca lucrarea să propășească mâinile lui Dumnezeu, dar noi trebuie să ne lăsăm la dispoziția lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne lăsăm prelucrați, să ne lăsăm modelați și Dumnezeu să lucreze cu noi așa cum voiește El. Pentru că am întâlnit frați care și-ar fi dorit ca să fie botezați, dar aveau unele metecne de care nu se puteau lăsa. Aveau unele probleme la care nu puteau să renunță. Și am spus, omule, ce ai tu de câștigat? Dacă nu te lași de lucrurile acestea, dimpotrivă, ai de pierdut, pentru că Dumnezeu nu poate să pună ceva sfânt în ceva ce nu îi curat. Dumnezeu trebuie să curățească prima dată sufletul nostru, inima noastră, cugetul nostru trebuie să fie curat, ca Duhul lui Dumnezeu să intre acolo. Sufletul nostru, inima și cugetul trebuie să fie curate înaintea lui Dumnezeu. Altfel, Duhul lui Dumnezeu nu se prezintă în inimile noastre, nu locuiește în noi, dacă în noi mai este firea pământească, dacă în noi mai sunt lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. De aceea vă îndemn din toată inima, cu toată dragostea, să mergem înaintea lui Dumnezeu, să lăsăm tot la picioarele Lui, la poala crucii și să ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu, să descărcăm toată povara sufletului nostru. Pentru că vrem să ne apropiem de El, de El. Și El este sfânt, sfânt, sfânt. Nu putem să ne apropiem așa cum suntem noi, cu starea noastră rea și păcătoasă. Am dorit ca și noi să fim sfințiți înaintea Lui, ca să căpătăm trecere înaintea lui Dumnezeu. Acum, dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Spunea Corneliu, acest om care a trimis după Petru, acest om care a avut o revelație din partea lui Dumnezeu, acest om care era cucernic, acest om care făcea bine, acest om care era temător de Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu l-a înștiințat să trimită după Petru. Și spunea, acum, dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu. Și noi suntem toți aici, înaintea lui Dumnezeu. Și vrem să ascultăm tot ceea ce Domnul vrea să ne spună. Pentru că Dumnezeu vorbește, când într-un fel, când în altul. Dumnezeu mi-a vorbit prin cântare, Dumnezeu mi-a vorbit prin poezie, Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvânt. Oare numai mie?
Dumnezeu vorbește și astăzi, doar noi trebuie să luăm seama când Dumnezeu vorbește. Și am dorit ca în această rugăciune să ne deschidem toată inima spre El și să luăm seama la ceea ce vrea Dumnezeu să ne vorbească. Și vedem în acest pasaj, cunoaștem foarte bine acest pasaj, că atunci când a început Petru să le propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu, acești oameni au făcut un lucru. Au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Au început să vorbească în alte limbi. S-a pogorât slava lui Dumnezeu peste ei. Și am dorit ca în această seară slava lui Dumnezeu să se pogoare peste biserica aceasta. Am dorit ca în această seară slava lui Dumnezeu să vină peste unul fiecare. Și puterea Duhului Sfânt să atingă pe fiecare în parte. Eu cred că nu doar la stăruință Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt. Aici se fac rugăciuni. Se fac rugăciuni înaintea lui Dumnezeu. Și la o rugăciune ca aceasta poți să fii botezat cu Duhul Sfânt. Oare mai credem noi lucrul acesta? Depinde de starea mea. Depinde de cum am inima. Depinde de relația mea cu Dumnezeu. Cum este relația mea cu Dumnezeu? Dacă relația mea cu Dumnezeu este bună, atunci Dumnezeu lucrează. Și am dorit ca El în această seară să lucreze, să asculte în această seară fiecare inimă și Dumnezeu să-și facă numele de slavă. Frați și surori, nu-mi doresc altceva decât să văd această biserică plină de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că atunci când este Duhul lui Dumnezeu la lucru, nu poți să mai stai oricum pe bancă. Duhul lui Dumnezeu te mișcă. Duhul lui Dumnezeu te înviorează. Duhul lui Dumnezeu te cercetează. Duhul lui Dumnezeu te vindecă. Duhul lui Dumnezeu te ridică. Și asta îmi doresc, ca această biserică să fie plină de Duhul lui Dumnezeu. Este dorința inimii mele și mă rog ca Dumnezeu să lucreze în această biserică, să facă o revărsare a Duhului Său peste noi. Și cei ce au fost botezați cu Duhul Sfânt au nevoie de umplere. Au nevoie ca vasele lor să fie pline. Așa cum spunea psalmistul, paharul meu este plin și dă peste el. Așa am dorit ca vasele noastre să fie pline înaintea lui Dumnezeu. Pentru că atunci Dumnezeu lucrează. Dumnezeu își face numele de slavă. Și atunci când ne rugăm pentru cei în suferință, când ne rugăm pentru orașul acesta, Dumnezeu nu stă nepăsător și Dumnezeu deschide zăgazurile cerului și împlinește dorințele noastre. Știți de ce? Pentru că aici este Duhul lui Dumnezeu care lucrează. De aceea am dorit ca Dumnezeu în această seară să atingă fiecare inimă și să ne facă conștienți căci Duhul lui Dumnezeu de fiecare dată este prezent aici. Și Dumnezeu însuși este prezent aici pentru că aceasta este casa Lui. Și noi venim aici pentru ca să ne înviorăm, să ne încărcăm, să ne umplem de putere, să ne apropiem, să ne unim. Să fim toți o inimă, un cuget, un gând și toți împreună. Să lucrăm spre slava lui Dumnezeu. De aceea îmi doresc în această rugăciune să mergem și să ne rugăm în privința aceasta, ca Dumnezeu să mai boteze cu Duhul Sfânt, ca Dumnezeu să mai umple vasele noastre, ca Dumnezeu să binecuvinteze slujitorii bisericii, să-i umple de putere, ca Dumnezeu să mai scoată lucrători în via Lui. Este nevoie de lucrători.
Însuși Domnul Iisus Hristos spunea că-și mare este secerișul și mulți sunt lucrătorii, da? Puțini sunt lucrătorii. Am dorit ca acești lucrători să fie după voia lui Dumnezeu și să lucreze, să se lase la dispoziția și la îndemâna lui Dumnezeu și Dumnezeu să lucreze prin mâinile lor, să-și arate slava și puterea Lui. Mai credem noi că Dumnezeu lucrează în vremuri ca acestea? De aceea îmi doresc din toată inima, în această rugăciune, să ne deschidem toată inima înaintea lui Dumnezeu și facă bunul Dumnezeu ca în această rugăciune inimile noastre să fie cercetate de Duhul Lui și să putem în această seară să simțim prezența sfințeniei Lui, pentru că El este aici. El este aici, fraților. Haideți să ne ridicăm în picioare și plin de încredere să mergem înaintea lui Dumnezeu cu toată îndrăzneala pe care o avem, să mergem înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm în privința aceasta ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica aceasta. Amin. Și nu numai biserica aceasta, ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica Lui. Pentru că vrem ca biserica din care facem parte și îmi doresc ca biserica aceasta să fie o biserică binecuvântată de Dumnezeu și plină de Duhul Sfânt. Îmi doresc ca darurile sfinte Dumnezeu să le mai împartă după sfântă voia Lui în poporul Lui. Și darurile lui Dumnezeu să fie împărțite așa cum voiește El. Și Dumnezeu să lucreze și să-și facă numele de slavă. Să intrăm cu toții la rugăciune. Amin.
invităm să vă reașezați. Bisoare și surori, scump prieteni, fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Suntem din nou în această seară, în locul acesta unde Domnul este prezent. Ne-am rugat prin credință și credem că El ia aminte la cererile noastre, la strigătele noastre, mulțumim de prezența Duhului Sfânt în această seară care ne cercetează. Mulțumim și pentru oaspeții care în această seară sunt împreună cu noi. Așa după cum s-a anunțat și de dimineață, vrem și în seara aceasta să avem un timp de evangelizare. În sensul acesta a fost invitat fratele Piștii la Biserica Alfa și Omega, un frate slujitor. Și în această seară ne rugăm pentru fratele Piștii care la timpul potrivit va sluji. De voi uitați că nu e în sală, e în sală. Fratele spunea că vrea să stea acolo până la timpul când va fi momentul să slujească. Ne rugăm pentru fratele Piștii, Domnul să-l binecuvinteze. Domnul să-i dea un cuvânt pentru omul din lăuntru. El știe de ce avem trebuință. De aceea când ne rugăm pentru cel care propovăduiește cuvântul, spunem, Doamne, Tu știi nevoile noastre. S-ar putea să cerem un lucru de care nu avem trebuință. Dar Dumnezeu cunoaște cel mai bine. El este cel care cercetează inima. Ne cunoaște pe fiecare în parte. Dumnezeu să binecuvinteze prietenii care sunt cu noi în această seară la părtășie. Domnul să-i cerceteze prin cântarea care se va cânta aici, cântarea de laudă, la rugăciune, prin cuvântul Evangheliei. Dumnezeu are diferite modalități prin care lucrează și Dumnezeu spune cuvântul Domnului că vorbește când într-un fel, când în altul. Pierdere că noi luăm aminte de multe ori. Dumnezeu să ne dea în această seară urechi și inimă deschisă, să putem primi cuvântul vieții. Haideți să cântăm cu toți o cântare spre slava Domnului. În timpul acesta cinstim pe Domnul cu darurile de bunăvoie. Apoi, fratele Sorin va lauda pe Domnul cu o cântare sau două. Tinerii, de asemenea, laudă pe Domnul cu o cântare. Fratele Adi va avea un scurt mesaj și apoi vom mai face o rugăciune în seara aceasta. Avem câteva cauze pentru care trebuie să ne rugăm și în urma mesajului vom face o rugăciune cu toți. Amin. Volta înstelată, ce-i întinsă sus, mă cuprind de un dor să merg înspre Iisus. Sunt ca Petru ce-a pornit pe val, se scufunda, mâna mea vreau s-o țin în mâna ta. Poate fi valunat, Tu ții corabia mea, mâna Ta, Doamne, mă va purta. Când șuvaiele spumate vin asupra mea, și inima se oprește în loc, eu nu mă tem, mâna mea vreau s-o țin în mâna ta. Mâna ta, Doamne, m-a scăpat din noaptea rea, mâna ta, Doamne, mă păzește noaptea grea. Și poate fi valunat, Tu ții corabia mea, mâna ta, Doamne.
voi deschide ochii printre galaxii. Și-am să strig, slăviți să fii și azi și-n veșnicii. Mâna mea vreau să-o țin în mâna ta. Mâna ta, Doamne, printre stele m-a purtat. Mâna ta, Doamne, mă conduce în țara ta. Dar mâna ta va așeza pe cap coroana cea grea. Mâna ta, Doamne, mă va purta. Mâna ta, Doamne, printre stele m-a purtat. Mâna ta, Doamne, mă conduce-n țara ta. Dar mâna ta va așeza pe cap coroana cea grea. Mâna ta, Doamne, mă va purta. Slăviți și lăudați să fie Domnul! Vreau să cântăm o cântare de chemare, deoarece în această după masă este o evanghelizare și Dumnezeu să lucreze prin cuvântul Său. A lucrat și Domnul să mai lucreze în continuare. Să lucreze la inimile noastre, să le putem deschide pentru El. Iubite prieteni care ești în locul acesta, cântarea pe care vreau să o cânt spune: ți-ai pus oare întrebarea cum va fi? Ce ai să faci când Domnul Iisus va veni? Vreau să spun că dacă Iisus va veni în timp ce suntem în viață, oarecum vom sta la judecată în fața Lui? Vei putea primi în față pe Iisus, așa spune cântarea aceasta. Să știți că dacă l-ai pe Domnul începând din viața aceasta, până ești în viață și îl primești pe Domnul, să știți că vei sta cu bucurie în fața Lui și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dumnezeu s-a dat viața prin Fiul Său, s-a dat pentru tine, iubite prieteni care ești în locul acesta. Tu ce dai Domnului? Știți ce cere Domnului? Inima și viața ta. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze, să predați viața în mâna Domnului. Amin. Soare întrebarea cum va fi, ce-ai să faci când Domnul Iisus va veni, cum vei sta la judecată, dacă ai napătată, vei putea privi în față pe Iisus. Cum vei sta la judecată, dacă ai napătată, vei putea privi în față pe Iisus. Ți-ai pus oare
fața lui Iisus. Dacă nu ești pregătit, ce ai să faci, prieten iubit? Cum vei sta atunci în fața lui Iisus? Te-ai gândit, iubite frate, ce-ai să spui? Cum vei sta atunci înaintea Domnului? Când pe față îți va da toată fără de legea ta, vei putea și-a fața sa. Când pe față îți va da toată fără de legea ta, vei putea privi atunci a fața sa. Ce-ai să faci când ai să vezi privind în sus pe cei sfinți alături de Domnul Iisus? Când cei dragi s-or înălța și spre ceruri vor zbura, iar tu jos aici închin vei rămânea. Când cei dragi s-or înălța și spre ceruri vor zbura, iar tu jos aici închin vei rămânea. Poate astăzi este ultimul semnal. Vremea-i scurtă, cât mai ține al său har. Astăzi încă se mai poate, o îndreaptă-ți viața, frate, ca să poți ajunge-n slavă la Iisus. Ca să stai la masa sa cu cei sfinți alăturea, unde o veșnicie te vei bucura. Dacă nu ești pregătit, ce-ai să faci, prieten iubit? Cum vei sta atunci în fața lui Iisus? Când pe față îți va da toată fără de legea ta, vei putea privi atunci în fața sa. Thank you.
Iubiți frați și surori, dragi prieteni care în seara aceasta ne-am adunat, în adunarea aceasta, am auzit vorbindu-se clar de slușit despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ni s-a spus clar ceea ce face El. El vindecă, El ridică, El întărește. Mai este ceva în seara aceasta care aș vrea să completez. El convinge lumea de păcat și o și dovedește. Duhul acesta, dragi prieteni care sunteți în seara aceasta în casa lui Dumnezeu, este acela care în urmă cu 16 ani, într-o seară ca aceasta, am intrat și eu pe ușa aceea neștiind că ușa aceea va reprezenta pentru mine poarta care duce spre ceruri. El este acela, Duhul lui Dumnezeu, care s-a apropiat de mine și a rupt lanțul poftelor mele. Nu puteam să mă întorc la Dumnezeu din pricina țigărilor, a poftelor, a plăcerilor în care trăiam în vremea aceea. Dar Duhul lui Dumnezeu a venit și m-a convins, nu doar că sunt păcătos. Iubiții mei, frați, surori și dragi prieteni, de câțiva ani merg și pe la penitenciar și am vorbit, de când m-am întors la Dumnezeu cu mulți oameni, n-am întâlnit nici unul să spună, eu n-am păcat. Toți recunosc că au păcat. Dar știți care este problema, dragul meu prieten, în seara aceasta? Trebuie să realizezi că ești pierdut. Asta face diferența. Și noi suntem oameni păcătoși. Chiar dacă suntem mântuiți, chiar dacă avem nădejdea că într-o zi ni se va spune și nouă de către Dumnezeu, așa cum s-a spus tâlharului de la dreapta, vino și vei fi cu mine în rai astăzi. Și noi avem probleme cu păcatul, dar avem nădejdea aceasta, iubiți frați și surori, că dacă ne rugăm la vremea potrivită, El este credincios și drept să ne schimbe starea și viața. Vreau în această seară, dragul meu prieten, să te gândești într-un mod serios. N-ai venit la voia întâmplării în casa lui Dumnezeu. Nici eu n-am venit atunci în seara aceea, în urmă cu 16 ani, pentru că mi-am propus într-un mod deosebit. Vă spun ceva, omul din firea lui nu-L iubește pe Dumnezeu și nu-L caută. De aceea este scris că El, Dumnezeu, ne-a iubit mai înainte ca să-L iubim noi. Dar a lucrat în așa fel prin împrejurările vieții să ajung în locul acesta. Și am citit, nu la voia întâmplării despre Ieremia, avea cuvintele acestea în Scriptură. Iată ce mă face să mai trag nădejde. Știți ce vremuri erau în vremea aceea? Dumnezeu a vorbit poporului Său. Dacă nu se vor întoarce la El cu toată inima și dacă poporul nu-L va sluji pe Dumnezeu, va aduce peste ei nenorociri la care nici măcar nu se pot gândi. Și oamenii în vremea aceea s-au împărțit în trei părți. Unii au fost 100% convinși că Ieremia ăsta, pocăitul, nu era decât un zevzec din ăsta care umbla prin popor și aducea amenințările lui Dumnezeu. Erau 100% convinși că nu e adevărat ce spune omul ăsta. O altă parte au crezut și au pus pe inimă și au împlinit ceea ce vorbea prorocul. Alți au rămas în cumpănă să mă pocăiesc. Să nu mă pocăiesc, să cred, până în ziua când s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu și cetatea în care ei erau și-au închis porțile, pentru că venise nenorocirea la porțile lor. Și erau într-o împrejurare, iubiți frați, dragi prieteni, în care mamele își mâncau copiii de foame. Vă întreb, spunea Ieremia, iată ce mă face să mai trag nădejde, că bunătățile lui Dumnezeu nu s-au sfârșit. Și avem scris în cuvânt că bunătatea lui Dumnezeu se înnoiește față de noi în fiecare dimineață. Vă întreb, unde era bunătatea lui Dumnezeu în zilele acelea? S-a mai înnoit bunătatea? Vă spun, iubiți frați, dragi prieteni, pentru că toate lucrurile din viața noastră se întâmplă, pentru că bunătatea lui Dumnezeu vrea ca noi să avem viața veșnică, astfel că ne împrejmuiește cu tot felul de întâmplări, cu tot felul de situații, pentru că Dumnezeu vrea să ne ducă în punctul acela în care să ne plecăm genunchiul pe pământ și să recunoaștem că avem un Dumnezeu în ceruri, care poate și să izbăvească și să mântuiască, slăvit să fie numele. Credeți, iubite surori, dragi frați care ați ajuns pe patul spitalelor nu odată și nu de două și nu de trei ori, și ați ajuns într-o situație în care membrii din familia dumneavoastră stăteau și se pregăteau acum, nu va mai veni acasă. Că sunt în mijlocul nostru când ați ajuns
în situațiile acestea. Credeți că medicamentul acela și tratamentul acela v-a făcut să fiți din nou în casa lui Dumnezeu? E bunătatea lui Dumnezeu care s-a noit? Dar unde a fost în clipa aceea? Era acolo, frați și surori. Era acolo, chiar în clipele acelea era bunătatea lui Dumnezeu, că omului nu-i se întâmplă mai mult decât zice Dumnezeu să se întâmple. Aș dori în seara aceasta, dragul meu prieten, să pui la inimă ceea ce se va vorbi. Pentru că în vremea când vorbea omului Dumnezeu poporului, și poporul român este un popor creștin, 90% e un popor creștin. Și totuși, poporul acesta nu și-a pus pe inimă cuvântul lui Dumnezeu. Stătea așa în cumpănă, oare să fac pasul? Să nu fac pasul? Îmi amintesc în seara acele zile când am venit și am ridicat și eu pentru prima dată mâna înaintea lui Dumnezeu. Eram cu pachetul de țigări în buzunar și nu știam dacă voi ieși din adunare. Voi putea să-l arunc sau va trebui să-l țâu în buzunar și să fumez pe ascuns. Nu știam ce va fi cu mine. Dar când Dumnezeu pune mâna pe un om, iubite meu, prieten, să știi că Dumnezeu face toate lucrurile noi. Și vreau să vă mai spun ceva. Cu tot râsul pe care îl arătam lumii înainte să mă pocăiesc pe mine, nimeni nu m-a văzut trist. Cu tot râsul și cu toată fațada aceea de om fericit, inima îmi tânjea după ceva ce nu puteam să am. Chefurile chefurilor n-au putut să umple inima mea decât în ziua aceea când am ridicat o mână și am zis, Doamne, ai milă de mine. Cel mai înțelept lucru care l-am spus vreodată în viața mea a fost astea, cuvintele astea. Și Dumnezeu cerurilor s-a apropiat, iubitul meu prieten, și să știți că de atunci o să spun și eu ca și cuvintele psalmistului, eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. În orice împrejurare, asta face diferența, dragul meu prieten, între un copil al lui Dumnezeu și ceilalți din lume. Și noi avem probleme, și noi avem lipsuri. Și spune un vers de poezie, l-am auzit într-o predică, doar atât am putut memora. Se spunea în versul acesta de poezie, ferice de acela om care în ceasul greu își amintește că există în cer un Dumnezeu, dar mai ferice de acela care îndată își amintește că are în cer un tată. În seara aceasta, eu nu chem un Dumnezeu din ceruri. În seara aceasta, chem un tată din ceruri. Știu că viața mea va fi plină de încercări. Spuneau oameni cu mult mai înaintați în desăvârșire, în sfințenie ca mine, Pavel. Spunea el, omul care a fost răpit în ceruri, a văzut lucruri, a auzit lucruri care oamenii nici măcar nu și le pot închipui. Și spunea el la un moment dat, în împărăția lui Dumnezeu, va trebui să trecem prin multe necazuri. Dar vine cuvintele Domnului Iisus Hristos și spunea, chiar dacă vin, îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. În seara aceasta, dragi prieteni, despre Dumnezeul acesta veți auzi. Nu veți auzi lucruri extraordinare, lucruri care numai cei mari, înțelepți le pot pricepe. Evanghelia lui Dumnezeu a fost vestită în așa fel încât orice om să înțeleagă căci are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Lăsați-vă în seara aceasta cu inima deschisă. Lăsați-vă inima deschisă și îngăduiți-mi să vă și dau un sfat. Nu adăugați la șirul păcatelor dumneavoastră și pe acela al nesocotirii cuvântului lui Dumnezeu. Pentru aceasta va fi grea o sândă. Dar dacă în această seară veți pricepe că ați intrat într-un loc în care Domnul Dumnezeu lucrează în chip vădit, adevărat, și ceea ce facem noi în locul acesta nu-i doar o liturghie, nu-i ceva programat și regizat. Ați văzut, tinerii și-au luat cântarea puțin mai greu, abia au intrat. Dar ați văzut ceva, dragi prieteni, în seara aceasta? Cum a intrat adunarea și i-a ajutat? Asta e familia lui Dumnezeu. Ăștia-s copiii lui Dumnezeu. Când unul are probleme, au toți. Ei de unul, te-ai luat de toți. Și vreau să vă spun, frați și surori, în seara aceasta, pe lângă faptul că trebuie să ne rugăm pentru prietenii care au intrat în locul acesta, știu că nu este ușor să faci pasul, pentru că orice ruptură doare. Se spunea, când m-am întors la Dumnezeu, mai îmi spuneau unii și alții, auzi, n-ai nimic de pierdut dacă te pocăiești. Am realizat, de fapt, faptul că trebuie să pierd totul
Tot ceea ce am crezut până la vârsta de 25 de ani, o trebuie să pierd, o trebuie ca Dumnezeu să dărâme tot ca să ridici o clădire nouă și Domnul să fie slăvit. Frați și surori, pe lângă faptul că trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să-i cerceteze pe prietenii aceștia și să le dea puterea aceea de a face pasul acesta, mai sunt două cauze pentru care trebuie să ne rugăm, pentru una și pentru alta nu trebuie să ne rugăm. O soră, am primit aici un bilet, cantor Frida, a fost internată astăzi de urgență la Cluj și sora aceasta are dorința ca biserica să se roage. S-a vorbit clar și lămurit că este Duhul lui Dumnezeu care poate să facă orice minune dorește. Și Duhul lui Dumnezeu lucrează la rugăciunea oamenilor. Și dacă doi se unesc, avem făgăduința că se va împlini. Dar dacă o adunare, frați și surori, cheamă numele lui Dumnezeu, avem siguranța aceasta că Dumnezeu lucrează. Și vrem să ne rugăm pentru femeia aceasta în rugăciunea următoare. Apoi mai avem o cauză pentru care nu va trebui să ne rugăm. Va trebui să ne deschidem inima, frați și surori. Este în mijlocul nostru un bărbat nevăzător, nu știu exact zona din care vine dumnealui, îl vedeți, s-a ridicat în picioare. Fratele are o problemă, are o problemă. Locuiește cu... Da, o să ne rugăm și asta. Locuiește într-o familie, fratele-i nevăzător. Locuiește cu o familie în care bărbatul din familia acesta și dumnealui este nevăzător și soția fratelui are o boală, poliatrită severă de gradul 4, locuiesc în chirie, 220 de euro chiria pe lună, plus cheltuielile care mai țin, plus traiul lor. De aceea am zis, frați și surori, că nu-i neapărat nevoie în situația aceasta, trebuie să băgăm mâna în buzunar, așa cum am dori ca să fim binecuvântați noi. Așa cum aș dori ca să fie binecuvântat copilul meu dacă ar fi în situația asta. Așa numai să băgați mâna, frați și surori. Și apoi spunea fratele că trebuie să ne rugăm pentru ei, pentru situația în care sunt, căci Dumnezeu, frați și surori, poate să dea și o vedere. Poate să dea și o altă situație materială. Dar în privința aceasta, nu știu cum se va proceda, probabil fratele Goriță va aminti, aș vrea, iubiți frați și surori, să dăm dovadă că asta e casa lui Dumnezeu. Știți că spune un cuvânt a Scripturii, ce folos dacă spui fratelui tău, du-te, mâncă, încălzește-te și nu-l ajuți cu nimic. Dar am nădejde aceasta și știu că biserica aceasta întotdeauna a fost o biserică care a avut o inimă largă față de lucrarea aceasta și cred că și fratele va merge fericit acasă și noi vom merge acasă fericiți, pentru că se citea aici, se recita o poezie cu mulți ani în urmă, cine face, bine face, cine dă, lui își dă, spunea niște versuri. Aș vrea, frați și surori, să ne ridicăm în picioare. Rămân la cuvântul acesta și haideți să vă mai amintesc o dată. Ne rugăm pentru ca Dumnezeu să lucreze în seara aceasta ca sufletele celor ce nu-L cunosc să meargă din locul acesta înnoiți. Amin. Și apoi, frați și surori, ne rugăm pentru sora aceasta ca Dumnezeu să-i dea vindecarea și apoi să nu uităm și de lucrarea aceasta cu fratele și Domnul să ne binecuvinteze. Amin.
Amin. Să ne reașezăm. Vreau să lăudăm pe Domnul cu o cântare în comun. În timpul acesta invităm pe fratele Piștii, care va veni și va sluji din cuvântul Domnului. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Cercetezi de-aproape, Doamne, Tu mă ocrotești. De departe împătrunzi gândul, căile-mi cunoști. Unde voi putea, o Doamne, să mă ascund de fața Ta? Căci viața e-n mâna Ta. Ce-am primit-o din mâna Ta, o închin ca laudă pentru slava Ta. Eu Te laud, Doamne, pentru ce sunt, pentru marea jertfă și iubirea Ta, viața cea. Ce răi mă înconjoară și cu ură mă privesc, pune dragostea Ta-n mine ca să pot să îi iubesc. Eu nădăjduiesc în Tine și făgăduința Ta, căci viața e în mâna Ta. Ce-am primit-o din mâna Ta, un chin ca laudă pentru slava Ta. Eu Te laud, Doamne, pentru ce sunt, pentru marea jertfă și iubirea Ta, viața cea. Din mâna Ta o închin ca laudă pentru slava Ta. Vă invit cu toată dragostea să ne ridicăm în prezența Domnului și cei care aveți Sfânta Scriptură, vă rog să o deschideți la pagina 634. Voi da citire psalmului 139. Să ascultăm cuvântul Domnului. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul, știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Deci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Tu mă înconjuri pe dinapoi și pe dinainte și spui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele, este prea înaltă să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-Te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi
și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, te laud că sunt o făptură așa de minunate. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care eram rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. O, Dumnezeule, de-ai ucide pe cel rău. Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge. Ei vorbesc despre tine în chip nelegit, îți iau numele ca să mintă, ei, vrăjmașii tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva ta? Da, îi urăsc o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmașii mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Cel mai greu lucru este atunci când sunt invitat undeva să știu ce trebuie să predic. Pentru că la invitațiile acestea speciale, în general, nu se merge pe un calendar și atunci stau și mă rog și spun, Doamne, Tu știi nevoile, Tu știi durerile, necazurile, Tu știi ce ai în plan să lucrezi. Te rog, ajută-mă să fiu de folos în această lucrare a Ta. Rugându-mă pentru seara aceasta, am înțeles că există o nevoie pe care o au și oamenii din afară și oamenii dinăuntru bisericii. Și această nevoie este să manifestăm în viața noastră niște caracteristici ale modului nostru de a fi, niște secvențe ale caracterului nostru, ca să putem să avem un sfârșit bun în prezența lui Dumnezeu. Și vreau ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze, să ne ajute să pătrundem esența a ceea ce El dorește din partea noastră fiecăruia. Primul lucru la care m-am gândit citind psalmul acesta și multe alte pasaje este că un om care îl vrea pe Dumnezeu, primul lucru pe care trebuie să-l regăsească în viața lui trebuie să fie smerenia. Cel mai important lucru pe care un om trebuie să-l aibă în viața lui atunci când îl caută pe Dumnezeu este smerenia. Și smerenia are, imediat o să discut, câteva aspecte foarte importante pentru care trebuie luată în seamă. Dar să ne amintim că cel rău, Satan, a căzut datorită mândriei. Spune Scriptura că într-o zi s-a uitat la sine cât era de strălucitor, cât era de frumos și a zis, o să-mi iau scaunul meu și am să-l așez pe muntele miază noaptei în mijlocul dumnezeilor și voi fi ca cel prea înalt. Mândrie, aroganță. Și foarte mulți oameni care îl doresc pe Dumnezeu în lumea aceasta nu reușesc să-l găsească tocmai datorită mândriei. Mi-amintesc acele vremuri de peste 30 de ani, când a început căutarea mea după Dumnezeu și mai bine de 10 ani, n-am înțeles că trebuie să mă smeresc înaintea lui Dumnezeu. Mă gândeam, eu sunt cineva important, eu cumva Dumnezeu e dator să mi se arate și nu, ce e aia pocăință? Nu e un lucru de dorit. Aveam acea cultură formată de educația veche din școlile comuniste. Mândrie, aroganță, nu poți să-L găsești în felul acesta pe Dumnezeu. Pentru că vine Biblia și spune Dumnezeu stă împotriva celor mândri și dă har celor smeriți. Noi avem nevoie de har. Niciun om nu se poate ridica împotriva lui înaintea lui Dumnezeu să zică, uite, Doamne, la mine cât îs eu de grozav. Păi Tu nu poți trece pe lângă mine fără să mă bagi în seamă. Este vreun om care să poată? Nici vorbă.
Nici vorbă de așa ceva. Și atunci trebuie să ne apropiem de Dumnezeu cu smerenie. În primul aspect în care trebuie să înțelegem de ce trebuie să fim smeriți înaintea lui Dumnezeu, este faptul că El ne-a creat. Trebuie să te smerești înaintea ziditorului, a creatorului? Cu siguranță. Trăim într-o lume tot mai dușmănoasă și mai rea și Biblia vorbește despre lucrurile acestea, nu vreau să dau acum citire, cunoaște pasajul din Timotei unde spune că în vremurile din urmă vor fi vremuri rele. De ce? Datorită aroganței, a mândriei, a lipsei de respect, a lipsei de dragoste a oamenilor. Pentru că cel rău a reușit să otrăvească sufletele și inimile multor oameni, să le însămânțeze în inimă ideea că ei sunt numai niște maimuțe un pic mai bune. Dacă eu sunt maimuță și am și o haină frumoasă pe mine, și dacă eu sunt maimuță care am și o mașină, păi cum să nu mă mândresc? Cum să nu fiu arogant? Cu siguranță că o să fiu arogant. O stare care mă va împiedica să-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu. Și Doamne, ai milă de lumea aceasta, ai milă de noi și ajută-ne să ne smerim. Dumnezeu este Cel care ne-a creat. David, psalmistul, este Cel care afirmă lucrul acesta, iar Ieremia era amintit în seara aceasta aici. Să vedeți ce îi spune Dumnezeu atunci când îl cheamă în slujire. Nu doar că ne-a creat Dumnezeu, dar are și un plan. Un plan perfect pentru viața noastră, un plan care vrea să ne întregească ființa noastră, un plan fără de care ființa noastră este bolnavă, este deformată, este zdrobită. Doar atunci când reușește cineva să intre în planul lui Dumnezeu, reușește ca să-și întregească ființa și apoi să trăiască fericirea pentru a care a fost creat. Spune în Ieremia, cuvântul Domnului mi-a vorbit, Ieremia 1:4, mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, spune Dumnezeul lui Ieremia, te cunoșteam și mai înainte să fie ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Nu doar că Dumnezeu ne cunoaște acum așa cum suntem, ci El din veșnicie a creat pentru noi o viață, a creat niște scopuri, niște planuri cu viața noastră. Pentru aceasta, noi trebuie să ne smerim și să acceptăm ce are Dumnezeu pentru noi. Nu ce ne place nouă, ci ceea ce are Dumnezeu pentru noi. În legătură cu această idee este faptul că Dumnezeu ne-a creat dependenți. Este o idee foarte falsă în care mulți oameni contemporani trăiesc cu ideea: a, nu-mi spune tu mie ce am eu de făcut, că eu sunt stăpânul vieții mele, eu știu ce am de făcut. Nimic mai fals, o mare minciună pe care din nou cel rău a reușit să o arunce în această lume. Biblia ne spune că noi am fost creați de Dumnezeu ca să fim dependenți de El, sau dacă nu suntem dependenți de El, dependenți de altcineva. Acel altcineva este cel rău. Numai că cel rău când se prezintă, el este un mincinos, tatăl minciunii și un ucigaș. El nu va veni să spună: auzi, eu sunt Satan, eu am venit să pierd sufletul tău și va îmbrăca în lucruri frumoase și strălucitoare și spune: hai să-ți arăt fericirea. Mă rugam zilele trecute, în urmă cu mai bine de o săptămână, și mă întrebam: Doamne, de ce ne-ai făcut dependenți? De ce n-am putut să fim autonom, să ne descurcăm? În această rugăciune cred că am primit răspuns din partea Domnului. Singura noastră șansă la salvare este tocmai această dependență. Pentru că dacă am fi total liber, probabil nu ne-am aminti că avem nevoie de mântuire. Probabil că nu ne-am aminti că avem nevoie de un Dumnezeu viu. Probabil că nu ne-am aminti că El are un plan cu viața noastră și vrea să ne dea un viitor și o nădejde. Probabil că nu ne-am amintit că acolo sus, undeva în slava cerească, este un loc pregătit pentru noi, pentru ziua când ne vom întinde mâinile și vom zbura ca porumbei spre porumbar, spre locul acela pe care a zis Domnul Iisus că l-a pregătit. Am vedea doar noroiul în care ne zbatem și n-am vedea mai departe decât de lucrurile mărunte ale vieții acesteia care sunt atât de trecătoare. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a creat dependent de El.
Pentru că tocmai această dependență îi dă posibilitatea lui Dumnezeu să mă salveze dintr-o stare rea atunci când nu sunt într-o stare după voia lui Dumnezeu. Oamenii din lume trec prin asta și uneori noi credincioșii trecem prin aceasta, dar mulțumim lui Dumnezeu de această nevoie pe care o avem, pe care dacă n-am avea-o, dați-mi voie să spun, am fi ca o cană fierbinte fără toartă. Cum ridici o cană fierbinte fără toartă? N-ai cum. Dar mulțumim lui Dumnezeu pentru această toartă de care poate să ne ridice atunci când avem nevoie. Slăvit să fie Domnul, că ne-a creat să fim dependenți de El. Dacă Dumnezeu este creatorul nostru, El ne-a creat cu un plan desăvârșit, în așa fel încât să fim dependenți de El, mai este un lucru pentru care trebuie să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, anume, tot ce avem, avem ca dar primit din partea lui Dumnezeu. Zice Biblia, omule, ce ai să nu fii primit din partea lui Dumnezeu? Ai viață? Nu-i meritul tău și nu-i meritul meu. Este darul pe care Dumnezeu mi-l-a dat. Am ce pune pe masă înaintea copiilor? Este darul lui Dumnezeu. Da, am muncit și muncim, dar am auzit așa de mulți oameni care merg luni întregi la servici și când să-și ia salarul, patronul zice, n-am să-ți dau. Suntem mai buni ca ăștia. Am văzut așa de mulți oameni care s-au dus un an de zile, au lucrat la ogor și pe când se adune recolta, n-au avut ce. Ce bine că Dumnezeu este Cel care se îngrijește de nevoile noastre. Ce bine că Dumnezeu este Acela care se îngrijește nu doar de nevoile fizice, dar mai ales de nevoile sufletului nostru, slăvit să fie Domnul. Apoi, frați și surori, stimați prieteni, smerenia nu este doar o calitate care trebuie să ne reprezinte în relațiile noastre cu Dumnezeu, ci este o calitate care trebuie să îmbrace și relația noastră ca oameni, unii cu alții. Am auzit voci care spuneau, da, e adevărat, trebuie să mă smeresc înaintea lui Dumnezeu, că El e Dumnezeu. A, dar nu înaintea oamenilor. Biblia spune și, haideți să mergem în Filipeni, capitolul 2, nu știu dacă timpul ne va permite să parcurgem ce este important, dar cred din toată inima că ce este important, Duhul Sfânt va avea grijă să sublinieze pentru noi. Filipeni 2:4. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Dacă ce spune aici Scriptura este, omule, dacă Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a smerit, și tu și eu trebuie să ne smerim și spun, Doamne, dă-ne darul acesta al smereniei. Doamne, orice rădăcină de aroganță, orice rădăcină de mândrie, orice rădăcină de auto-îndreptățire să piară din inima mea, doresc în seara aceasta, din inimile noastre, pentru că altfel nu putem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și îmi place cum povestea cineva acea expresie că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Se pare că în original contextul este ceva de așa natură că arată ca un soldat echipat gata de luptă. Vrei să-L ai pe Dumnezeu înarmat împotriva ta? Fii mândru și fii arogant. Să vezi, nu e o amenințare. Dar vrei să-L ai pe Dumnezeu de partea ta? Vrei ca Dumnezeu să aibă milă de tine? Hai să ne smerim înaintea Lui. Doamne, ai milă de noi și ajută-ne să ne smerim. Apoi, de ce mai trebuie să mă smeresc?
este ca să-i dau dreptate lui Dumnezeu. Sunt un om de nimic, un om păcătos, un om care nu merit nimic. Asta spune Dumnezeu despre, despre toți. Aha, bun ca fratele, îți mai bun ca sora. Iluzii, vânturi, fumuri, nici vorbă, nici vorbă. Biblia spune că toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Prin smerenie, dacă ar trebuie să recunosc oricât n-aș vrea, dacă merit ceva din partea lui Dumnezeu, este doar pedeapsa lui. Pentru că am călcat poruncile lui Dumnezeu. Și dacă astăzi Dumnezeu nu m-a trăznit, este datorită faptului că vrea să mai dea o șansă să mă pocăiesc, să mă apropiu de El. Eu nu pot să mă mântuiesc singur. Eu nu pot să salvez sufletul meu singur. Ce ar trebui să facă un boschetar murdar? Un boschetar care miroase? Un boschetar ca să-l primești în casa ta? L-ai primit? Să vină copilul tău, fiul tău, singurul tău fiu. Să spună, auzi, tată, primește. Ai primi? Probabil că nu. Fiule, te iubesc și mi-ar plăcea să-l primesc, dar așa murdar, nu pot să-l primesc în casa mea. În mod analog, dacă noi privim la un om de aceeași natură cu noi, spunem, eu nu pot să stau lângă omul acesta, nu pot să-l primesc în casa mea. Pentru că miroase, pentru că e murdar și așa ceva eu nu pot accepta. Cu cât mai mare este diferența între noi, oameni răi, oameni murdari, oameni păcătoși și Dumnezeul cel atotputernic, Dumnezeul cel sfânt, slăvit să fie numele Lui. De ce să ne primească Dumnezeu la El în casă? Că mirosim a păcat, puțim afară de lege, suntem nenorociți, săraci, orbi, goi. Singura noastră de șansă de curățire, de salvare, nu sunt faptele noastre bune. Spune Biblia, faptele voastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea Domnului. Singura noastră șansă de salvare este sângele lui Iisus Hristos. A văzut Dumnezeu starea noastră de păcat, starea noastră de neputință, a văzut Dumnezeu starea noastră de disperare, de lipsă de orice șansă, de posibilitate de a ne mântui. Pentru că ne-a iubit mult, l-a trimis pe singurul lui Fiu în lumea aceasta, ca să-i caute pe cei pierduți. Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, spunea Domnul Iisus. Eu am venit să chem la pocăință, nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrarea aceasta care a făcut-o în dreptul meu, un om păcătos. A venit Hristos într-o zi. Îmi arată aceste lucruri. Atunci când am încercat prin aroganță, prin alte tehnici, yoga și alte minuni, care mi se păreau mie grozave, că nu-s ca oricine, a funcționat. Atunci când sufletul meu s-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu în smerenie, a ridicat glasul lui Iisus, a zis, eu pentru tine am venit, un păcător. Am venit să te caut pe tine, cel pierdut. Dacă este cineva aici în mijlocul nostru care este un fiu pierdut, un fiu care s-a îndepărtat de la fața lui Dumnezeu, este Hristos Domnul aici și te caută și te dorește, apropie-te de El în seara aceasta cu smerenie și spune-i, Doamne, sunt un om păcătos, ai milă de mine. Au fost la templu doi oameni, spune Domnul Iisus, și era unul grozav, se uita la alții și spunea, Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca alți oameni. Tot la templu era un vameș, un om păcătos, un om ca privit un om de nimic pentru vremea aceea, care spune Domnul Iisus, nu îndrăznea să-și ridice privirea în sus, se bătea cu pumnul în piept și striga doar atât, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Cum v-ar plăcea să fiți? Dacă îmi întreb firea pământească, aș vrea să fiu că ăla primul, Doamne, ca mine niciunul. Dar știți ce spune Iisus? Adevărat vă spun că îndreptățit înaintea lui Dumnezeu de la templu a plecat ăla care nu s-a mândrit, ăla care nu s-a dat arogant mai bun ca altul.
I-a spus doar atât, Doamne. Nu știu ce vei face cu alții, dar te rog, ai milă de mine. Aceasta este atitudinea cu care trebuie să-L cauți pe Dumnezeu. Aceasta este atitudinea cu care în fiecare zi trebuie să te apropii de Dumnezeu. Îți spui, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. A doua calitate pe care trebuie să o manifesti în viața ta, după ce ai făcut pasul acesta primul, după ce te-ai întors la Dumnezeu cu pocăință, după ce ai fost adoptat, că asta spune cuvântul lui Dumnezeu, că atunci când faci pasul acesta, că asta e pocăință. Pocăința nu e o religie, pocăința nu e o biserică, pocăința este această atitudine de smerenie înaintea lui Dumnezeu, să recunoști că El are soluția pentru toate problemele tale, în mod special pentru mântuire, pentru vindecare, pentru eliberare, că Fiul tău, Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul, a murit pentru tine, păcătosul. Ascultați-i pe oameni când vorbesc de Iisus, de ce a murit. Un om care nu-L cunoaște o să zică, Iisus a murit pentru păcatele lumii. Oaie verde, uitați-mă. La ce îmi folosește antinevralgicul de la farmacie, dacă pe mine mă doare capul? Și să spun, este antinevralgic care taie durerea de cap. Îmi trece durerea de cap. Vorba. Trebuie să mă duc, să-mi însușesc pentru mine acest tratament. La fel este cu jertfa Fiului Sfânt al lui Dumnezeu. Trebuie să te duci, să-ți însușești pentru tine. Să-i spui, Domnului, Doamne, știu că merit pedeapsa, iadul. Merit, Doamne, să fiu pedepsit, dar știu că în locul meu a murit Hristos, Domnul. El a purtat povara păcatelor mele și eu astăzi, în credință în El, prin promisiunea cuvântului Tău, sunt iertat, slăvit să fie numele Domnului pentru aceasta. Mulți se opresc aici și spun, o, ce bine că mi-am asigurat viața și de acum nu mă mai așteaptă iadul. Biblia spune că aici abia începe sfințirea noastră. Trebuie să ducem până la capăt sfințirea noastră și să o facem cu frică, cu tremur. Uneori mă întreb, în dreptul meu, Doamne, oare mai am eu această frică și cu tremur? Mai am această dorință de curățire, de sfințire? A fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte pentru Domnul, iar Petru zice în epistola lui, citând ceea ce spune Dumnezeu, fiți sfinți căci eu sunt sfânt și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă pe toată lumea fără părtinire, atunci purtați-vă cu frică și cu tremur în timpul pribegiei voastre, pentru că să știți că nu cu aur și argint sau alte lucruri de felul acesta ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care l-ați moștenit de la părinții voștri, ci cu sângele scump al mielului, fără pată, al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Domnul. A plătit cel mai mare preț posibil Tatăl Ceresc ca să te poată numi fiu și fiică. Te invit în seara aceasta, în smerenie, apucă lucrurile acestea. Domnul Iisus spunea într-o împrejurare că de la Ioan Botezătorul, începând împărăția lui Dumnezeu, se ia cu năvală și spune stăpânirea ăla care dă năvală. Apoi poate că mâine mă pocăi. Nu o să te pocăiești dacă vorbești. Bine ar fi. Astăzi, dacă auzi glasul Lui, spune Domnul, nu-ți împietri inima, pentru că noi nu mâine trăim cu Dumnezeu. Poate că mâine vom putea trăi cu Dumnezeu, nu știu. Dar acum Dumnezeu este aici. Acum Dumnezeu mă așteaptă și eu sunt dator să-I dau un răspuns. Da, Doamne, vreau să fiu al Tău. Dar pot să-I spun, Doamne, nu chiar acum. Că Doamne, nu ne lăsa să amânăm. Apoi, după ce ai primit mântuirea în dar, este un dar al lui Dumnezeu, darul fără plată. Vrea Dumnezeu să-ți dea pentru că te iubește. După ce a început procesul de sfințire, nu trebuie să scape din atenție dragostea. Poți fi sfânt, dar să fii rece. Poți să te consideri că ești mai bun ca alții și chiar să fii în realitate și darurile ale lui Dumnezeu să umple întreaga ta lucrare și slujire, dar inima ta să fie un sloi de gheață. Apostolul Pavel, gândind la astfel de situații și poate chiar confruntându-se cu asta, spune, chiar dacă aș vorbi în limbi îngerești, n-aș avea dragoste, nu
lipsă nimic decât un chimval zângălitor, o alamă sunătoare. Ca să fii sfânt, trebuie să trăiești după legea, după poruncile lui Dumnezeu. Poți trăi așa dacă nu-L iubești pe Dumnezeu? Dacă ai descoperit metoda, spune-mi-o și mie. Singura metodă care o cunosc este cea pe care mi-a spus-o Domnul Iisus. Mi-a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va trimite un alt mângâietor care va fi și va rămânea cu voi. Eu am nevoie de dragostea aceasta. Am nevoie ca făptura mea să ardă în focul Duhului Sfânt și focul acesta să mă determine să-L iubesc pe Iisus așa cum n-am iubit niciodată pe nimeni altcineva. Datorită acestei iubiri, știu să calc pe urmele Lui. Pentru că dacă îmi va lipsi această iubire, pot prin ambiții personale, prin educație, prin înfrânări, o vreme să calc pe urmele Lui, dar apoi mă voi plictisi, voi găsi alte lucruri și mă voi alimenta din alte surse, iar alergarea mea cu Dumnezeu se va sfârși. Ce mare tragedie ar putea să fie pentru un credincios. Doamne, nu ne lăsa în stare. Aprinde inimile noastre de dragoste pentru Tine. Apoi nu ajunge. Așa spune Dumnezeu că nu ajunge să-L iubim doar pe El. Și trebuie să ne iubim unii pe alții. Spune Biblia, cum poți tu să spui că-L iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi când cel pe care este lângă tine nu-L iubești? Nu poți să-L suporți. Se zice, are logică. Sigur că are, Dumnezeu vorbește. Și e ușor să zic că-L iubesc pe Domnul. Asta e ceva așa, abstract, nu știu. Domnul nu are nevoie de ajutor, Domnul nu are nevoie să stau cu El, nu are nevoie Domnul. Ei, dar dacă-L iubesc pe Domnul, spune Biblia, voi avea dragoste pentru aproapele meu. Iar dragostea aceasta va fi o dragoste de felul acela în care voi întinde mâna să-L ajut când e în durere, când este în necaz, când este în probleme. Nu voi putea să dorm liniștit dacă n-am făcut ajutorul de care avea nevoie. Ați trăit momente de felul acesta? Smerenie, trebuie să recunosc că am trăit. Doamne, ajută-ne să ne iubim. Și ceea ce cere Dumnezeu, să ne iubim fără condiții. Că noi oamenii, în trup, suntem în firea pământească obișnuiți să punem condiții. Te iubesc dacă, frate Sorin, așa te iubesc dacă mai cânți așa frumos, super. Dacă mâine nu mai cântă fratele Sorin, nu mai iubesc, că nu mai cântă? Am dat un exemplu, pot fi multe alte exemple de felul acesta. Pentru a ne întregi ființa noastră, pentru a ne apropia de acel caracter dumnezeiesc pe care îl vrea Dumnezeu să-L sădească în noi, pentru a ne desăvârși, avem nevoie de iubire, iubire de Dumnezeu și iubire față de toți oamenii și spun, Doamne, dă-ne această iubire. Apoi mai avem nevoie de ceva. În seara asta s-a amintit și sub altă formă decât intenționez eu. Eram odată într-o situație și mă gândeam, deși noi nu judecăm. Încercăm să nu judecăm, nu? Așa zice Domnul Iisus, nu judecați. Vezi cu ce măsură judecați? Cu aceea măsură veți fi și voi judecați. Dacă judec o măsură pe fratele meu, aia e măsura cu care mă va judeca Hristos pe mine în ziua. Dar totuși, ne punem întrebări, ne confruntăm cu anumite situații și eram la un moment dat într-o situație în care un frate credincios, deci eu nu mă îndoiesc, e un frate credincios, un frate dedicat Domnului, a procedat într-un anumit fel. Eram la o rugăciune și mie mi se părea că nu-i corect cum a procedat fratele ăsta și am început să mă rog. Sigur, în dorința de a înțelege ce se întâmplă. Pentru că e foarte greu să te uiți la cineva care îl crezi că e un om credincios și el face altfel decât ți se pare ție că ar trebui făcut. Și te întreb, Doamne, de ce se întâmplă așa? Nu vrei să-l judeci, nu vrei să stai departe de el, îl iubești. Îți pui întrebări, Doamne, de ce se întâmplă? Mi s-a întâmplat mie, eram la o rugăciune într-o vineri seara
Și cu privire la situația asta am început să mă rog. M-a apăsat așa, nu puteam să mă rog. Așa de puternic venea gândul acesta peste mine. Și am zis, Doamne, ce procedează în felul acela incorrect? Am înțeles pe moment șoapta Duhului Sfânt care mi-a spus, știi, nu are putere să facă ceea ce trebuie. Asta e un mare adevăr care ne confruntăm în viața noastră ca și credincioși. Știm ce avem de făcut? Îl iubim pe Domnul și vrem să facem cum îi place Domnului? Dar uneori ne lipsește puterea de a face lucrurile. Numai mie mi se întâmplă asta. Că dacă numai mie, vă rog, rugați-vă pentru mine. Și Domnul să dea ca niciodată să nu-mi lipsească puterea. Dacă se mai întâmplă cuiva lucruri de felul acesta, Doamne, avem nevoie de putere. Avem nevoie să ne dai puterea de a împlini ce avem nevoie. Ascultam multe prorocii și lucrări de descoperire cu privire la faptul că trăind vremurile din urmă, trebuie să ne umplem de putere până când se mai poate, până mai sunt vremuri de har. Știm că sunt vremurile din urmă. Nu știm exact cum se vor desfășura lucrurile, dar sfârșitul este aproape. Se pare că ceva se întâmplă în omenirea aceasta. Bisericii va fi tot mai greu să rămână credincioasă lângă Domnul. Iar îndemnul pe care ne-l dă Domnul este ca noi să ne umplem de putere. Noi să ne umplem cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Se făcea aici rugăciune și o, este atât de important lucrul acesta. În 2 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 3, vine Apostolul Pavel și spune, măcar că trăim în firea pământească, știm că și Apostolul Pavel și-a avut, dacă vreți, înfrângerile lui, dacă citim Roman capitolul 7 și vedem acolo cum se plânge uneori de starea lui de neputință de a împlini și a face voia lui Dumnezeu. Și ce bine este că Biblia nu minte. Oamenii când scriu despre oameni, uneori scriu foarte frumos. Citim de Eminescu, de parcă ăsta au fost mai ceva ca Iisus, dacă citești după unii autori. Au niciun defect. Oare? Nici nu mă interesează pe mine. Dar Biblia vorbește și de slăbiciunile sfinților. De ce? Pentru că atunci când noi înșine suntem confruntați cu astfel de slăbiciuni, să nu ne pierdem nădejdea. Să știm că Dumnezeu încă ne iubește și încă ne așteaptă și ne mai dă o șansă de pocăință și de întoarcere. Ce spune Apostolul Pavel aici în 2 Corinteni 10? Măcar că trăim în firea pământească, totuși, nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Nu mai facem câteodată. Dumnezeu să ne ierte. Și să ne schimbe inima, să nu mai facem. Să nu ne mai luptăm în firea pământească. Deci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice. Toți luptătorii din lumea asta, de când este omenirea, vor arme puternice. Vor arme puternice care să învingă totul. Iată, Dumnezeu este Cel care ni le dă. Nu sunt supuse firii pământești, adică degradării, dacă doriți, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Și unde-i lupta? Galaten ne spune că nu avem de luptat, în Efesen, de luptat împotriva cărnii și sângelui, împotriva stăpânirilor, domniilor, căpeteniilor întunericului acestui veac care sunt în locurile. Deci lupta noastră trebuie să fie împotriva celui rău. Te-a jignit, fratele? Iartă. Cum va ierta Hristos? Așa iertați-vă și voi. Trebuie să iert. Nu prea am ce să fac. Dacă nu, o să-mi fie greu să mă mai mult, s-ar putea nici Dumnezeu să nu mă ierte, pentru că atunci când Domnul Iisus a terminat de spus Tatăl nostru, a zis, dacă veți ierta oamenilor greșelile voastre și Tatăl vostru cel ceresc, vă va ierta greșelile. Dacă se oprea aici, ne găseam scuze. Dar mai zici ceva, Domnul Iisus, nu tăcut. Dar dacă nu veți ierta oamenilor greșelile lor, Tatăl vostru nu vă. Eu sunt un om care am nevoie. De aceea cer putere, Doamne, orice s-ar face vreodată, ajută-mă să fie plin.
așa cum am fost și eu iertat de tine. Hai să vedem cum sunt, unde se duce bătălia, zice versetul 5. Noi răsturnăm izvodirile minții. În mintea noastră este bătălia. Ai, m-o jignit sora. Așa urât s-a uitat la mine că m-ar fi înghițit dacă putea. 3 ani de zile. Sora nici nu m-a văzut că avea săraca necază. A venit un frate la mine. Am întâlnit cu el înainte de Crăciun, dacă țin bine minte, și acum vreo săptămână sau două. Frate Piști, iartă-mă. Așa la el. Frate, de ce să te iei? Data trecută când ne-am întâlnit, am zis că te văd așa rar. Poate ai luat-o ca o critică. Eu nu-mi permit să te critic. Dă-ți-mă că n-avea nimic de a face cu asta. Dar frate Piști, te-am și sunat și nu mi-ai răspuns la telefon. Eu de mai bine de o jumătate mi-am schimbat numărul de telefon. Mi-era foarte greu să răspund la un număr care nu-l mai am. Nici nu știam despre ce vorbește. Am văzut. Cum din nimic poate să dea în inimile noastre tot felul de otrăvuri, tot felul de lucruri care să ne depărteze de scopul pe care îl are Dumnezeu cu noi. Și lupta aceasta este în mintea noastră. Răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Și cum facem asta? Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Așa facem? Te-a jignit? Iubește. Oh! Nu să spui, apoi mă mai gândesc până mâine. Bun, dacă vrei să porți povara mâhnirii, a amărăciunii până mâine, port-o. Dar nu cumva să faci un cancer până mâine din cauza asta. Nu e o amenințare ce spun. Dar e o posibilitate. Citeam la un moment dat despre un frate, foarte credincios, a fost și pastor, și o fică de-a lui s-a măritat cu un om în lume, un om foarte rău, care o bătea și o chinuia. Și era deja în vârstă, fratele ăsta și-a făcut cancer, era pe moarte. Mai avea câteva zile, i-au zis doctorii, și o să moară. A venit un alt pastor la el și a stat un pic de vorbă și spune, auzi frate, acum timp, au zis medicii, vedem ce se întâmplă. Probabil că plecarea ta din lumea asta e aproape. Auzi, mai este cineva pe care nu ai iertat? Știi că trebuie să iertăm pe toți oamenii, ca să fim iertați de Hristos. Iar fratele nostru sincer, înainte de moarte, a spus, auzi, am iertat pe toți, dar pe ginerele ăsta netrebnic, care îmi chinuie fetic, care o bate, care își bate joc în fel și chip. Iartă-l și hai să mergem împreună la el, îi ceri iertare. Eu să mă duc să-i cer iertare nemernicului. Am mai discutat un pic și l-a adus la un pasaj de felul acesta în care fratele nostru a înțeles orice gând, nu numai alea care ne convin, trebuie să le aducem roabe ascultării de Hristos. A spus, nu vreau, dar pentru că așa zice Hristos, Domnul, o voi face. S-a dus în după amiaza aceea la ginerele respectiv, a cerut iertare, au plâns, abia atunci a dat seama ginerele n-a rămas doar în casă, acolo între ei, ci lucrurile au devenit mult mai grave. Fratele nostru s-a dus acasă și aștepta să moară. La 3-a zi, ca și când ar fi înviat din morți, cancerul a dispărut. Oare merită să ținem mânie? Când Dumnezeu spune, nu purta povara aceasta, nu purta amărăciunea asta, că nu-i bine. Aruncați asupra Lui, spune Scriptura, toate grijile, toate îngrijorările. El însuși promite Dumnezeu că va purta de grijă. Ce este frumos la cuvântul lui Dumnezeu, că atunci când Dumnezeu ne dă o poruncă, porunca dumnezeiască este însoțită și de putere dumnezeiască de a împlini porunca asta. O condiție. Dacă vrem. Dacă vreau. Nu mă obligă Dumnezeu.
respect și îl iubesc așa de mult pe Dumnezeu că nu mă obligă. Oamenii când pot să ne oblige, ne înghesie la colț, ne fac tot felul, ne manipulează, ne mint, numai să facem cum le place lor. Dumnezeu nu. Dumnezeu zice, piști, pun în fața ta viața și moartea, alege viața să trăiești. Ne spune Dumnezeu, ne dă putere. Am avut momente și nu cred că doar eu din locul acesta, când am vrut să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu pentru iertare și nu puteam. Am zis, ce să fac, că nu pot. Am pus pe genunchi și am zis, Doamne, vreau să iert, așa cum Tu mă iert. Doamne, dă-mi putere. A coborât Duhul Sfânt. Am început. Inima mea a fost eliberată de orice urmă de ranchiună, de orice urmă de amărăciune. Vede Dumnezeu că suntem neputini, avem nevoie. Însă trebuie să fim și noi conștienți în orice pas să cerem prezent. Doamne ajută! Haideți să ne ridicăm în picioare, să facem cu toții o rugăciune de încheiere, să mergem înaintea lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu ne-a vorbit ceva în seara aceasta, să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-i cerem putere de împlinire. Să ne ajute Dumnezeu să și iar pentru rugăciunile ascultate, pentru harul revărsat peste noi, pentru bunătatea ta, bunătatea pe care El o are în continuare pentru noi, să-i dăm slavă și să-i cerem, Doamne, în săptămâna aceasta vrem să trăim în continuare cu Tine, noi și cei dragi ai noștri. Să ne rugăm. Amin. Vă rugăm să vă reașezați. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta binecuvântată, pentru cuvântul ce a fost rostit aici, minunate îndemnuri, sfaturi practice pentru noi, pentru prieteni, pentru frați, pentru surori. Ce ne mai rămâne să trecem la practică? Trebuie să se vadă că am înțeles cuvântul lui Dumnezeu, că îl iubim, dar și îl trăim. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Aș vrea câteva cuvinte scurt. Avem o hârtie prin care prietenul nostru în această seară se face de cunoscut. Este un om nevoiaș. Printre altele citeam aici că este binevenit dacă îl putem ajuta cu alimente, cu bani. De la așa distanță cine aduce alimente? Banul rezolvă problema. Am discutat cu frații din comitet care sunt în această seară aici și am convenit
Noi cei ce suntem prezenți, nu mai trebuie nicio dovadă că fratele este nevăzător. Un diagnostic care vede cu toții și cât de mult ne bucurăm că Dumnezeu ne-a dat lumină și cât de mult își dorește Dumnealui să poată vedea. La ieșire, aș vrea cei ce avem pe inimă și posibilitatea să întindem o mână de ajutor pentru Dumnealui și Dumnezeu să-L binecuvinteze. Ne despărțim din casa Domnului cu harul, pacea și binecuvântarea Lui, anunțându-vă că marți, miercuri și joi vom fi din nou la părtășie, vom continua rugăciunea, stăruința după Duhul Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt, rugăciune pentru daruri spirituale. Jos la demisol ne întâlnim tot timpul acesta de slujire. Dumnezeu să binecuvinteze casele noastre. Harul, pacea și binecuvântarea Lui fie cu noi toți. Amin. Adunarea este liberă.